Primăria municipiului Chișinău informează că primul tronson de reabilitare a carosabilului din strada Albișoara, în perimetrul Iuri Gagarin Ismail, va fi redeschis odată cu aplicarea marcajului rutier și finalizarea lucrărilor de amenajare a zonei conform proiectului aprobat. Ori mai anunță autoritățile locale, această decizie a fost luată în contextul în care, din cauza lipsei marcajului rutier și a carosabilului nou renovat, șoferii comit încălcări ale regulamentului circulației rutiere, în special a regimului de viteză. În acest sens, pe parcursul ultimelor zile, de către reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare, au fost întocmite mai multe procese verbale de contravenție. Strada Albișoara va fi renovată etapizat, iar proiectul prevede asfaltarea părții carosabile, amenajarea trotuarelor și modernizarea iluminatului public stradal, a rețelei de apeduct și termoficare, precum și schimbarea a două tronsoane de canalizare. De asemenea, va fi curățată rețeaua de canalizare a apelor pluviale.